să ascultați prezentarea mea intitulată Materialele biocompozite. Practic, aceste materiale biocompozite, așa cum o să vedeți, sunt rezultatul tot a unui proiect de cercetare în colaborare, parteneri români cu un partener din Suedia. Proiectul s-a desfășurat pe parcursul a 3 ani, respectiv a început în 2014 și s-a finalizat anul acesta, în luna aprilie, exact 3 ani de desfășurare a cercetărilor. Deci în acest slide sunt prezentați partenerii, pe lângă care am făcut parte și noi un colectiv destul de semnat de la Universitatea de Științe Agronomice, respectiv de la Facultatea de Biotehnologie. Alături de noi, promotorul acestui proiect a fost un institut de cercetări de chimie macromoleculară Petru Peoni din Iași, totodată partenerul din Suedia, Nofima, Institutul de Cercetări pentru Produse Auxiliare de la Mediaș și totodată firma Rodas din București, alături de noi prezentat partenerul lor 4, coordonatorul echipei de la Facultatea de Biotehnologie, doamna conferenția doctor Mitărița Mare. Practic, putem să trecem, s-a intitulat, ce nu am menționat aici, iertare, titlul proiectului, s-a intitulat Îmbunătățirea siguranței alimentare prin dezvoltarea și implementarea sistemelor active și biodegradabile pentru ambalarea alimentelor. Dar o să vedem că totodată, alături de aspectul acesta alimentar, ne-am preocupat și de testări asupra răsaturilor de plante, prin faptul că aceste materiale biodegradabile au fost incorporate în sol pentru a le testa fitotoxicitatea și capacitatea de biodegradare. Obiectivele cercetărilor urmărite în cadrul acestui proiect au fost printre ele, așa cum a ieșit practic și din titlul proiectului, ambalajele acestea pe care noi le-am obținut de tip nou, biodegradabile, s-a dorit prelungirea duratei de valabilitate a produselor alimentare în care au fost dispuse aceste, mai exact am folosit carne de pui și carne de pește. Totodată s-a dorit incubarea microorganismelor patogene care se pot dezvolta în aceste produse în stare proaspătă, deci nu era vorba de congelare, ci de stare proaspătă, și materialelor respective, a materialelor biodegradabile, să li se ofere proprietăți antimicrobiene și antioxidante. În felul acesta s-a dorit reducerea contaminării produselor alimentare, totodată s-a dorit minimalizarea deșeurilor alimentare prin înlocuirea ambalajelor convenționale din plastic care există în prezent în domeniul acesta alimentar, unele noi cu proprietăți îmbunătățite, respectiv să fie confecționate din biocompozite cu proprietăți antimicrobiene și antifungice și totodată la consumarea produselor alimentare să aceste ambalaje să nu poleze mediul înconjurător, ele având proprietăți biodegradabile. De ce s-a impus ca necesitate efectuarea unor astfel de studii? După cum știm și în presă și în multe materiale media, se subliniază faptul că în ultimii ani, cel puțin în ultimii 10 ani, cantitatea de deșeuri crește de la an la an. Mare parte dintre ele le utilizăm o singură dată, după care nu mai le folosim, le aruncăm.
aceste deșeuri, după cum am dat doar câteva exemple și la noi în țară, ați observat cu siguranță, se acumulează pe cursurile de apă, prin faptul că rămân depozitate necontrolat, vântul, ploaia le adună în aceste cursuri de apă, ele se strâng apoi, noi având și Dunărea, ajung în mare și de aici multe din suprafețele oceanelor sunt ocupate de astfel de pelicule de plastice care sunt foarte nocive pentru fauna existentă și totodată și pentru mediul înconjurător. Deci a existat acest interes de a dezvolta cercetări pentru obținerea de noi materiale din acestea inovative, care să fie totodată cu durată de viață scurtă și să se biodegradeze cu ușurință. Aceste biocompozite există în prezent, interesul există nu numai la noi în țară, în multe din țările Europei, a existat și există și în prezent această preocupare. Ele deja sunt funcționale și sunt introduse pe piață prin aceste aplicații unde ele se regăsesc, domeniul biomedical, aplicații în inginerie, în ortodenție, în cosmetică, în industria automobilelor, după cum vedeți, am expus aici o imagine cu o căpușală interioară unui automobil. Biocompozitul respectiv a fost obținut dintr-un material biodegradabil, cum este Dunepa, și cu cantități mici de polietileno. Și în ultimul rând, ceea ce a făcut și obiectul proiectului nostru de cercetare a fost de a introduce aceste biocompozite ca aplicații în industria alimentară. În prezent există interes de înlocuire, așadar, a materialelor plastice prin introducerea pe piață a biocompozitelor biodegradabile, ele regăsindu-se atât în obiecte de uscaznic, cât a cămuri, pahare din acestea care pot fi ușor biodegradabile, iar în domeniul agricol și corticol, prin confecționarea de containere care sunt ușor biodegradabile, care introduse odată în sol, ele se pot biodegrada prin faptul că alături de mici cantități din acestea de biocompozite se găsesc hârtie compactată și alte materiale ușoare care pot fi compostabile. Proprietățile acestea de ambalare activă care s-au dat caserolelor utilizate în domeniul alimentar s-au datorat utilizării fitosanului. Probabil că ați mai întâlnit acest compus, el este folosit în prezent, rezultă din structura crustaceelor, totodată și medicamente sunt recomandate din acest fitosan, din acest polizaharid. Da? Și totodată, pentru a-i conferi și proprietății antimicrobiene, antifungice, s-au adăugat substanțe naturale bioactive. În felul acesta și ambalajelor respective li s-au conferit proprietăți antimicrobiene și antioxidante. Caserolele respective, cum o să vedem în imagine, rezultatul proiectului s-a concretizat prin obținerea unui prototip numit caserolă tip A, Actubiosei, de fapt se regăsește acronimul proiectului. Aceste caserole au fost acoperite cu filme și ele impregnate la rândul lor cu, după cum o să vedem în slide-ul următor, cu o serie de uleiuri naturale,
naturale, extrase din fructe care se găsesc cu ușurință, cum este măceșul, semințele de boabe de struguri, dar și alte. Materialele acestea polimerice, pe bază de ficosan, au fost realizate de către partenerii noștri, USAMB, colectivul de la Facultatea de Biotehnologie, având rolul de a le testa în laborator, dar și în condiții de seră, respectiv, dintre analizele care s-au efectuat, s-a efectuat determinarea permeabilității la vaporii de apă, întrucât acele plastice prezente au tendința de a crea un contest și acele picături de apă care rămân pe filmul care se acoperă aceste ambalaje pot să vină în contact ulterior cu produsele alimentare și în felul acesta apar contaminări. Filmele noastre deci au fost testate pentru permeabilitate, pentru a permite prin porii pe care îi prezintă aceste filme, să nu se acumuleze aceste pelicule de apă. De asemenea, s-a determinat efectul antifungic, a fost realizat o determinare a gradului de biodegradare în sol. Întrucât, vă spuneam, pe lângă aspectul acesta alimentar, materialele respective, întrucât vroiam să vedem în ce măsură comparativ cu materiale plastice care necesită poate 500 de ani, 1000 de ani pentru degradare. Bineînțeles, nu avem la dispoziție atâta timp să testăm dacă, într-adevăr, se reduc măcar la jumătate, 250 de ani, dar prin tratarea ușoară termică, la temperaturi de numai 20 de grade, noi am încercat să ușurăm un pic această biodegradare și totodată s-a testat și în extracte ulterioare ale substratului respectiv, dacă se regăsesc particule cu aspect din acesta toxic. Deci s-a determinat ecotoxicitatea materialelor testate și nu în ultimul rând s-a testat termenul de valabilitate al cărnii, cea de pui și cea de pește, pe care noi am ambalat în sistemul acesta cu biosec. Testările de ecotoxicitate s-au realizat atât la semințe, cât și la plantule în stadii de răsat. Aspecte din laborator și din casa de vegetație. Aici putem spune că am beneficiat de ajutorul doamnei Bădulescu, care ne-a facilitat accesul în cadrul serelor Port Invest pentru a efectua experimentele noastre pe răsaduri de salată și de castraveți. Ele s-au desfășurat atât în anul 2016, cât și în 2017. O parte din aparatura folosită, aspectul acestor filme pe care le-am primit de la partenerii noștri, le-am testat în cutipetii, în amestecuri de substratul de sol, care ulterior au fost folosite pentru sămânțare și pentru obținerea de răsat. Și aspectul ultim, cel cu caserolele acoperite cu filme din acestea, impregnate cu uleiuri, v-am zis, de la semințe de măceșe și de sâmburi de țărâi. Practic, în final, în ce s-au concretizat obiectivele noastre, prin conceperea, dezvoltarea și caracterizarea acestor biocompozite pe bază de ficosan și de matrici biopolimerice, ele au fost aditivate cu uleiuri, vitamina E, uleiuri vegetale. De asemenea, s-a dezvoltat și s-a caracterizat în cei 3 ani de studiu capsule din acestea cu componente active, ele pot fi introduse în sol
sau întrucât au o eliberare controlată și treptată, având un efect antimicrobian, sau la nivelul ambalajelor. De asemenea, a fost testat sistemul acesta de ambalare, atât in vitro, cât și în păstrare din aceasta la temperatura de 5 grade a cărnii în stare proaspătă. Rezultatele noastre au dus la emiterea unor concluzii, respectiv prin timele realizate de către partenerii noștri, s-a urmărit activitatea fungilor, inhibarea acestora, respectiv acei fungi care creează probleme în momentul germinării semințelor și la nivelul răsadurilor în stadiile incipiente, respectiv fungi de tipul Aspergillus, Fusarium și Penicillium. De asemenea, s-a constatat prin aceste testări că s-a redus mult atacul acestor boli la nivelul răsadurilor. Practic, s-a redus în felul acesta numărul de tratamente fitosanitare pentru inhibarea acestor boli. De asemenea, s-au efectuat teste de biodegradare și s-a demonstrat că materialele acestea polimerice dezvoltate în cadrul proiectului sunt biodegradabile, astfel, respectiv ne-am regăsit în standardul SRN ISO 846 din 2000. Deși lent acest proces de biodegradare, însă s-au înregistrat rezultate însemnate prin testele care s-au efectuat. Legat de concluzii, aceste teste s-au referit, așa cum am arătat în slide-urile anterioare, la răsaduri de plante anuale, cum au fost cele de ridiche, de castraveți, de asemenea de salată. Nu s-au observat în urma proceselor analizelor de fitotoxicitate, nu s-au înregistrat efecte negative asupra acțiunii solului și totodată prin analizele biochimice efectuate de către colectivul laboratorului de biochimie din cadrul Facultății de Agricultură, respectiv doamna chimist Neață Gabriela, a fost cea care ne-a ajutat prin faptul că a făcut parte alături de colectivul Facultății de Biotehnologie în colectivul acestui proiect. Deci nu s-au observat efecte negative asupra acțiunii solului și asupra dezvoltării plantelor. Prin testele care s-au efectuat asupra ambalajelor și asupra duratei de păstrare, respectiv față de ambalajele convenționale care au constituit martorul experimentului nostru, perioada de păstrare în stare proaspătă a cărnii de pui și de pește s-a prelungit cu 2 zile în plus față de varianta martor. Puiul ambalat în sistemul Active BioSafe la 4 grade Celsius a demonstrat că poate fi păstrat cu toate rigorile acestea de sănătate timp de 7 zile, comparativ cu proba martor, care a manifestat un proces de degradare începând din a 5-a zi. Lecțiile noi pe care le urmărim și după, chiar dacă s-a încheiat acest proces, cercetările pot fi extinse
și pot fi reluate în alte teme de cercetare, în noi proiecte, respectiv pot constitui aceste rezultate puncte de plecare pentru noi aplicații, cum ar fi structuri încapsulate, acest triclosan, pentru sau și celelalte uleiuri adăugate și extracte naturale, întrucât au o eliberare controlată și pe perioadă îndelungată în medicamente, în diferite materiale din acestea de tip compozit cu rol antimicrobian în diverse domenii, cum ar fi ingineria tisulară, alte materiale concepute după tehnologia 3D. De asemenea, pentru caserolele acestea pot fi extinse nu numai pentru carnea de pește și pentru cea de pui, cum au desfășurat noi experimentele, ci și în caserole destinate, cum ar fi cele de patiserie, pentru alimente deshidratate, uscate, fructe, sau pentru alte articole de unică folosință, cum am menționat, pentru ambalaje din acestea, pentru cafea sau pentru băuturi calde și, în ultimul rând, pentru uz medical. În încheiere, vă mulțumesc frumos pentru atenție. În imagine aveți o parte din colectivul care a participat, o întâlnire de lucru care s-a desfășurat anul trecut în cadrul Universității de Științe Agronomice, respectiv este sala de consiliu de la Facultatea de Bunătăți Mijloace. Vă mulțumesc! Dacă cineva are întrebări din sală, aveți cineva? Da. Au fost experimente separate, respectiv, pe de o parte am avut produsul chimic caserol și pe de altă parte filmele care au acoperit aceste caserole. Acele filme care vă spuneam că au prevăzute o serie de forme în mici dimensiuni pentru a limita condensul acesta care se efectuează în interiorul caserolei, le-am testat în sol, da, pentru a vedea în ce măsură ele pot fi biodegradabile. La temperatura camerei sau bineînțeles că vor avea aceste etichete prevăzute pe ambalaje un minim de condiții, respectiv nu la temperatură de 37 de grade, ci poate o încăpere cu o limită de 25 de grade, genul acesta, deci nici temperatură foarte mare, că într-adevăr atunci biocompozitele acestea au un probabil un proces de biodegradare mai rapid. Da. Prin faptul că sunt și impregnate cu acele substanțe, mă rog, substanțe, uleiuri, care au un efect volatil, se ajută la menținerea prospețimii produselor alimentare. Eu îmi felicitări, îmi place foarte mult direcția de cercetare pe care ați adus-o și de studiu. Acum, stau și mă întreb doar că biodegradabilitatea este o componentă, dar în ce măsură mai sunt materiale respective reciclabile, să spunem, cu face. Pentru că plastic e un lucru, nu e prietenos cu veni, dar într-o anumită măsură poți recicla. Da. Acum, o caserolă biodegradabilă mai poate fi reciclată într-un fel sau nu? Așteptăm să se ducă în timp într-o anumită perioadă de când depozităm undeva și se compostează oarecum natural sau se reciclează? Cred că ar putea se reciclează. Cercetată se reciclează și partea aceasta, sau... pentru că dacă facem o pungă,
ceva sau o mică tabletă sau un plastic, cât ar dura un timp dacă e. Deci, biodegradabilitatea și reciclabilitatea sunt două aspecte. Bănuiesc, nu am fost implicată direct în aspectul acesta, am făcut doar testările, partea ce mi-a revenit mie din proiect, însă bănuiesc că o parte din aceste produse pot fi refolosite pentru alte scopuri. Știu eu, caserulele, ghivecele pentru plante, vă spuneam că ele odată introduse în sol prin refolosirea acelui pământ, bănuiesc că și vor... Care înseamnă biodegradabilitate relativ rapidă. Rapidă, da, da. Dar unele la care nu avem informații, va da. Fi aceasta... Caserolele alimentare... Da. Mașină, da. Da. Cam cât durează? Că dacă durează doar 10 ani, s-ar putea că cel care cumpără mașina să nu fie mulțumit. Dacă da. Durează 50 de ani, da. E ceva, deși și asta cu timpul, care trebuie studiată într-un fel. Poate există metode de accelerare a timpului, să de bătrânire mai rapidă, cred. Posibil. E să ne cercetare. Aș fi să vă răspund direct. De aceea, alături de tine, v-ați văzut chiar și în explicația tuturii, am adăugat aspectul că au fost introdus și plasticianți, cât altfel ne trezim că la o ploaie sau mai multă umezeală peste iarnă, începe mașina noastră să... Ceea ce merg din punct de vedere al mediului, da. Să ducă din dimensiune. Da. Vă mulțumesc.